Alba Iulia. De la călătorii trecem la voluntariat, voluntar de profesie. Așa se numește un proiect de mare amploare despre care vom vorbi cu invitatul care se află deja în platoul emisiunii Primetime, domnul Dragoș Zaharia, președinte SM Speromax Alba. Bine ați revenit! Mulțumesc, mulțumesc mult de invitație! Mulțumim că sunteți alături de noi! Aș vrea să vorbim în primul rând despre ceea ce înseamnă voluntariatul, să le amintim telespectatorilor noștri cât de important este voluntariatul, după care să vorbim puțin și de acest proiect, voluntar de profesie. Voluntariatul, în general, din păcate, la noi, România, după 50 de ani de comunism, și-a pierdut din adevărata valoare. Ne ducem aminte cu toții, poate cei care sunt puțin mai în vârstă, că voluntariatul însemna că cei de la școală mergeau obligatoriu 2-3 săptămâni pe an și mergeau și se scoteau cartofii. Asta era voluntariatul. Nu asta înseamnă voluntariat. Voluntariat e cu totul altceva. Înseamnă să îți dedici din timpul tău liber unei cauze, indiferent că vorbim de mediu, că vorbim de vârstnici, că vorbim de social sau de altceva, în ceva în care tu crezi și vrei să investești timpul tău fără să primești o recompensă financiară. Așadar, asta înseamnă voluntariatul. Ar fi bine să înțeleagă toată lumea, deși mulți dintre cei cărora le sună bine ideea de voluntar, poate se așteaptă la ceva recompense și nu prea fac voluntariat doar așa pentru a face o faptă bună. V-ați întâlnit cu astfel de cazuri pentru că aveți această asociație care cu asta se ocupă? Da, din păcate sunt foarte mulți din tinerii noștri din ziua de astăzi care se implică în activități de voluntariat în ideea că vor câștiga ceva de genul poate o excursie undeva sau poate o cunoștință într-un anumit post undeva care ulterior să mă ajute. Sunt câștiguri conexe aceste câștiguri, dar nici într-un caz, dacă aceasta este prima ta dorință și impuls să faci voluntariat, mai bine nu-l fă, pentru că nu aceasta înseamnă voluntariatul. Voluntariatul, și acum vreau să vorbesc din propria experiență, că voluntariez de vreo 12 ani. Înainte de a avea asociată SM Speromax Alba, unde sunt președinte fundator, am făcut și eu voluntariat în timpul facultății și am înțeles că voluntariatul înseamnă să dai o bucățică din inima ta celor care au nevoie. Așa este, celor care au nevoie și sunt foarte mulți care au această nevoie. Pe lângă faptul că poți face o faptă bună, te poate și ajuta voluntariatul și pe tine ca și om. Aș vrea să vorbim despre voluntar de profesie. Poate fi o profesie? Da, voluntarul poate să fie o profesie, mai ales pentru acei oameni care au deja un job, au deja un serviciu, dar în timpul lor liber vor să-și dedice o oră, două, trei, cinci pe săptămână unei cauze. Merg să planteze pomi sau se joacă cu copiii cu dizabilități în tentul de zi. Dar cu toate astea ei poate au un job de unde merg și lucrează și câștigă bani, dar fac această chestiune extra time în timpul lor liber. Aceștia, în viziunea mea personală, sunt oamenii care într-adevăr sunt oameni importanți pentru orice organizație neguvernamentală, oameni cu experiență, oameni care într-adevăr aduc un plus valoare societății. Așa este. Vorbim de această asociație, SM Speromax Alba, sunteți președintele ei. Să vedem puțin care este scopul și care sunt obiectivele și dacă sunt voluntari care vă susțin acțiunile. Da, asociația noastră este o asociație, dacă pot spune așa, de nișă, din denumirea noastră SM, de fapt înseamnă scleroză multiplă. Speromax e un joc de cuvinte al nostru, speranță maximă, că în cazul nostru a pacienților de scleroză multiplă, singura chestiune care mai rămâne este speranța, că boala nu va evolua atât de galopant să ne ducă eventual într-un scaun cu rotile. Noi, ca și misiune, avem să susținem și să ajutăm pacienții cu scleroză multiplă din județul Alba, iar legat de voluntari, noi ne mândrim cu un corp de voluntari, de 37 de voluntari activi în cadrul asociației, care voluntariază în special în timpul anului școlar și anului universitar.
Merg lucrurile bine, așa cum v-ați fi dorit? Nu foarte bine, pentru că de câțiva ani de zile noi împreună cu alte organizații neguvernamentale din România am fondat în 2009 Federația Volum, care este Federația Organizațiilor care sprijină voluntariatul în România. Încercăm să avem și o lege a voluntariatului în România, pentru ca acești tineri care sunt pe băncile facultății să li se recunoască experiența lor profesională din diferitele ONG-uri în care activează în timpul facultății, că atunci după ce termină facultatea să nu se ducă la un loc de muncă și să li se spună: nu ai experiență, nu te angajăm. Și atunci această nouă lege a voluntariatului, care o așteptăm de câțiva ani de zile, se lasă așteptată, ca multe alte legi. Încercăm să acoperim și acest sincopă în legislație. Adevărul e că dacă e să vorbim de companii mari, sunt destul de multe care acordă o atenție destul de mare acestui voluntariat care poate apărea în CV-ul unui angajat. Sunt. Da, chiar așa se face, că am un tricou de la un voluntar Peace Corps din state, care a terminat la United States, California. A fost în România și după 2 ani de zile de voluntariat la noi în Alba Iulia, s-a întors înapoi în Statele Unite și și-a putut găsi un job într-un departament guvernamental în California. Nu e puțin lucru. Exact, un anumit loc de muncă care cerea în CV, cerea în experiență profesională să ai experiență de voluntariat internațional. Deci în alte țări mult mai dezvoltate ca și noi, voluntariatul este de bază și este extrem de bine promovat în rândul tinerilor. Am înțeles. Așadar, voluntar există la asociația pe care o conduceți, lucrurile ar putea merge și mai bine, susținere aveți? Aici mă refer la autorități locale, la oameni potenți din punct de vedere financiar, fără să dăm nume de companii sau... Da, din fericire, noi la nivelul județului Alba ne bucurăm de o anumită relație bună în general cu autoritățile publice locale, nu vreau să nominalizez o anumită instituție. Și companiile noastre Alba Iuliene și din județul Alba încearcă să susțină cauza asociației noastre pe cât posibil. Și la nivel național, din păcate, criza financiară a afectat în primul rând companiile, care toate companiile mari au anumite bugete, mai ales multinaționale, care sunt dedicate special acțiunilor de voluntariat și susținerea acțiunilor sociale sau de mediu sau educaționale. În ultima perioadă, aceste bugete, bineînțeles că s-au micșorat și sprijinul către ONG-uri a scăzut. Da, să sperăm că lucrurile se vor îndrepta. Vă pot găsi telespectatorii noștri undeva pe internet? Unde? Da, ne bucurăm că avem un site, zicem noi, destul de activ și actualizat. Este meritul colegului meu, Cristian Dima, care este webmasterul asociației în regim de voluntariat. Semealba.ro este site-ul asociației noastre. Noi, în general, acolo încercăm să postăm tot ce înseamnă noutăți din viața asociației, dar mai mult noutăți din viața legislativă, atât din punct de vedere al sănătății și cât social. Încercăm să venim cu foarte multe știri de ultimă oră pentru pacienți și pentru persoane cu dizabilități în general. Așadar, le veniți în sprijin, le veniți în ajutor cu toate aceste informații de pe site. Eu sper să intre cât mai multă lume acolo, smalba.ro, am reținut bine. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm cu mare drag cu noutăți aici. Și noi mulțumim. Iar noi luăm acum o scurtă pauză de publicitate, foarte scurtă, promitem, revenim imediat.